watch we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. It was worth a try. Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu. Sunt Nicoare și azi mergem să ne dăm frumos cu Sane, o să facem niște poze, mai exact, echipa vine de iarnă. Da. Și ne vedem acușica. Vedem ce mai prinde pe, nu știu cu ce mașină mergem. Ori cu Celica, ori cu Cadi. Care știți voi, aia ne vedem acuși. Așa, ne vedem acuși, așa vedem. Bye. Ce filmăm noi. Pa. Miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. I will call our bluff, cause using bodies isn't good enough. Slow down, this ain't love. Well, we fell apart just in time. Ta cu zăpada, ne-am dat o leacă pe zăpada. Am congelat practic. Și acum am luat Celica, că prima am fost cu Volkswagen, cu dubița am fost. Și am schimbat mașina acum și mergem spre casă, dar aici este un trafic foarte mare. O să mergem acasă, facem un challenge. Am nam. Și pe aia mai vedem, ne mai gândim la 1-2 maxim. Să le încărcăm săptămâna asta, nu știu, vedem și noi, ne gândim. Na, cam atâta. Aștept să deblocheze parcarea, nu-i mare chestie, dar na, zăpada e rece și mi-a intrat o mult grămadă zăpadă în papuci și am congelat practic. Hai să vorbim puțin Celica pe interior. Asta Celica interior, este modelul mai vechi. Ce să vă zic, blocați și în spate și în spate, peste tot. Și în față și în spate. Da, și în față și în spate, peste tot și este nasol. Asta e viața. Ok, am revenit, suntem în trafic, am luat Celica, știți și voi foarte bine că v-am arătat-o. Bă, sincer, se comportă foarte bine motorul de 1.8 simplu, nu este turbo. Este cel de 140 ceva, parcă, de cai, nu știu exact sigur. Dar chiar este simpatic, se comportă super bine. Are o accelerație destul de bogată, să zicem așa. Pentru că chiar reacționează când accelerezi. Te bagă puțin în scaun, nu exagerare. Și fiind cu treapta a treia și la ture mici, sub 2000. Deci este o mașină ideală. Este foarte joasă. Are o direcție foarte, foarte ușoară, deci nu este dură. Cel puțin la Audi este puțin mai greoaie. Asta am considerat. Da, chiar simpatic. O să vă prezint și pe exterior, dar este foarte jegoasă și da, nu cred că o să vă placă foarte mult, dar o să fac un mic review. Nu este spălată de cât? O lună de zile? De când l-am venit acasă. Nu a fost spălată deloc. Dar pe viitor o să o spălăm, poate facem și niște vin, facem și o mică derapare cu ea pe viitor, nu știu, vedem. Da, cam asta ar fi. Ajungem acasă, ne apucăm de creat, de făcut challenge-uri, câteva, nu știu, vedem ce găsim. Ne vin niște idei bune și cam atâta pe ziua de azi. A fost un clip scurt. Da, am zis să mai facem niște daily vloguri. Ce facem noi zi de, nu zi de zi, dar weekendul cel puțin, da, să se mai vadă ceva interesant, ce mai face, care mai fi viața noastră. Sper că v-a plăcut live-ul de aseară, chiar ne-am distrat eu cu Ari. Ia și acolo, ok? Nu știu de acum că nu o să mai facem, posibil peste 2 săptămâni o să mai filmăm ceva clipuri împreună, dar oricum o să mai fie ceva material săptămâna asta. Nu știu exact, avem car vlog-ul care l-am filmat ieri și mai sunt materiale care trebuie să le mai filmăm astăzi. Avem, bine, timpul este limitat, cât mai avem? Este 3 ore. 2 ore jumate, da. Să filmăm ceva ca lumea. Ca să avem pentru toată săptămâna, dacă se poate, dar ar fi cam imposibil să filmez eu
3, 4, 5 vloguri. Dar hai că vedem, încercăm să ne aranjăm timpul să iese ceva super ok. Referitor de mașina asta, cum stă la consum. Să știți că consumă mai puțin ca mașina mea, mult mai puțin, pentru că la a mea dacă pui 50 de lei, mergi, nu știu, 2 zile, 3 prin oraș, așa subțirel. E, cu asta te duci cu 50 de lei, mergi o săptămână întreagă, așa plimbă prin oraș, te duci, îți rezolvi problemele. Deci, fără turbo, nu știu, mi se pare mai avantajos motorul ăsta japonez. Deci, super ok Toyota. Vedem, poate pe viitor luăm, cumpărăm și noi o Supra. Motor de 3000. Glumesc, prea scumpă. Oricum o să schimbăm mașina pe viitor, o să luăm ceva mai economic. În Anglia erau mai accesibile mașinile, dar aici să au niște prețuri foarte scumpe, ce-i drept. Acolo găseam mașină și cu 200 de lire. Aici 200 de lire mi-au doar tabla de pe ea. Sau nu știu, jumătate de mașină. Nu știu, doamne, dați niște sugestii ce mașină ați vrea să-mi cumpăr pe viitor sau ce mașină ați vrea să vedeți. Vorbim de o mașină în buget, nu știu, 3000-4000 de euro. Cam așa ar fi pe viitor un buget, dar acum să-l facem bugetul ăla, că nu-l avem. Da, cam atât, nu uitați să apăsați un like, să dați și voi share la acest video și ne vedem data viitoare, prieteni, aveți grijă de voi. Pa, pa! Pa, pa! Still.